Bună seara, dragii mei! Eu am mai fost pe la Penny, pe la mai niște cumpărături. Și am cumpărat de 154 de lei și 96 de bani. Deci 155 de lei. Am mai luat acolo un vas de ursus. Vă zic prețul. A fost 15,69 lei ursusul. Lupenița. Pepene verde, 2,79 kg, 19 lei și 3 bănuți am dat. Cartofii. Cred că cartofii al 9,99 și două sticluțe de cola de 1,25 litri. Astea au fost 7,49 lei. Deci am ales cumpărăturile de jos. Apoi aici mi-am mai luat niște file de pangasius. Trebuie să le bag la congelat. Astea au fost 10,99 lei. Pangasiu 10,49 lei. Așa. Icre crap. Asta a fost 2,99 lei. De la negru. Când am mai luat de mult din astea, să vă frumos. Cu icre, cu crap și ceapă. Apoi un parizer. Parizer porc, 5,69 lei. Apoi soțului am luat o caselulă de ardei iute. Cred că a fost 3,49 lei asta. Imediat mă uit pe pon. Ardei iute, 3,49 lei, da? Apoi eu mi-am luat niște semințe de flori, că vreau eu să plantez, să văd dacă mi se prinde. Astea au fost, cred că, 2 lei în plicul, da, nu știu cum se cheamă, pe bon. Sau semințe, cred că astea 1,49 lei. Acolo scria că este 1,99 lei la loc. Deci am luat 3 cu 1,49 lei. Astea cred că sunt mușcate, da? Floarea de nu mă uita, albastră și petunia. Văd dacă se prind. Apoi am mai luat niște morcovi. Morcovii au fost 3,37 lei. 3,49 lei este kilogramul la Penny. Aveam nevoie de niște morcovi. Aici am luat o salată verde. Asta a fost salată verde 1,69 lei. Aici o legătură de leuștean. Legătura de leuștean, cât a fost? 99 de bani. Am mai cumpărat o cutie de gumă. E fain. Guma cât a fost? Guma de mesecal, 9,99 lei. Niște dovlece. Am luat aici. Imediat o să caut și pe bon. Am luat câteva dovlecei să fac niște chiftele sau așa pane. Că nu așa ne plac. Dovlecei au fost 2,79 lei, 3,49 lei kilogramul. Da, am mai luat și două grăbii de usturoi. Usturoi 1,25 lei, este kilo 15,99 lei. Niște cepe am luat aici. Ceapă galbenă 2,46 lei, este kilogramul 2,69 lei, dacă vă interesează. Apoi celui mic am luat 3 baxuri din astea de suc. Una este cu piersici, una cu portocale și una cu mere. Băutură Penny 2,55 lei baxul. Deci am luat 3 baxuri. 2,55 lei. 3 suculete. Mie mi-am luat aceste tampoane discret. Astea au fost 7,49 lei. Le-am văzut mai devreme pe bon, dar acum absorbante, 7,49 lei. Am mai luat 5 cutii de lapte Boni cu HD. Laptele a fost, unde este,
3,59 lei cutia. Am mai luat o caserolă de ciuperci. Șampignon, sau cum se cheamă astea? Da, șampignon albe. Nu găsesc ciuperci. 5,99 lei caserola de ciuperci. Am mai luat o rulă din asta El Capitan cu prosoape de hârtie. Asta a fost 6,59 lei monorola. Și o sticlă de vin premiat Merlot, 7,49 lei. Deci da, dragii mei, cam astea au fost cumpărăturile din Penny de 154 de lei și 96 de bani. Dacă vă place acest canal, vă rog să vă abonați, să dați un like și să mai urmăriți în continuare. Vă mulțumesc tare mult, vă pup și vă urez o seară frumoasă. La revedere! Hai,